Măsuri suplimentare instituite la Râmnicu Sărat de Comitetul Local pentru Situații de Urgență, în acord cu măsurile impuse de ultima ordonanță militară. Autoritățile locale au prezentat și situația de la Spitalul Municipal, care va deveni unitate medicală tampon pentru cazurile de coronavirus. În prezent în spital mai sunt internați doar 2 pacienți care așteaptă rezultatul testelor pentru COVID-19. Am primit alte 2 rezultate. Alți 2 pacienți vor fi externați pentru că nu există suspiciuni, pentru că rezultatele au fost negative. Deci vor mai rămâne la Spitalul Municipal 2 persoane în așteptarea rezultatelor. Dar și în privința acestor 2 persoane nu sunt motive de îngrijorare, date fiind faptul că nu prezintă simptome de virus respirator. Cadrele medicale din Spitalul Municipal Râmnicu Sărat se pregătesc să facă față eventualelor cazuri de coronavirus care vor apărea. Este forfăt în spital și este foarte bine. Avem timp. Cadrele medicale au timp să se pregătească și vă rog să mă credeți, oricât ar părea astăzi de cinic ceea ce spun, poate este un avantaj faptul că am avut această perioadă să ne pregătim, pentru că oamenii vor ști exact ceea ce au de făcut. În ultimele ore, 18 pacienți cu diverse afecțiuni au fost preluați de ambulanță și transportați la Buzău. Cazurile mai ușoare sunt tratate de medicii de familie. În ultimele 24 de ore au fost preluate 18 cazuri care au fost duse la Buzău, într-o medie de 40 în 24 de ore. Deci, practic, într-o zi obișnuită aveam cam 40 de cazuri. Așa cum spuneam și cu alte ocazii, alte intervenție, erau oameni care veneau la spital doar pentru că se simteau un pic rău sau că aveau o tensiune mai oscilantă. În contextul înăspririi restricțiilor de circulație la Râmnicu Sărat, au fost aplicate 53 de amenzi unor persoane care au circulat pe timp de noapte. De asemenea, polițiștii au identificat o persoană care nu a respectat măsura izolării la domiciliu. Aceasta a fost dusă în centrul de carantină de la Buzău. În ultimele 48 de ore au fost aplicate 53 de sancțiuni pentru cei care nu au respectat măsura circulației de noapte. De asemenea, o persoană care nu a fost găsită la domiciliu din cele care aveau măsura izolării a fost preluat și dusă la centru de carantină. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a dispus ca Societatea de Transport Local de Călători, TUC Râmnicu Sărat, să-și suspende temporar activitatea. Am rediscutat câteva aspecte legate de transportul local. Am văzut că și în țară această activitate începe să fie suspendată tocmai pentru a limita apropierea dintre oameni. Sunt mijloace de transport care nu pot prezenta siguranță și mai mult decât atât, spiritul ordonanțelor militare este acela de a limita deplasările în oraș. Măsurile suplimentare au fost instituite și la piața de legume și fructe. Atât comercianții cât și cumpărătorii trebuie să respecte reguli clare pentru a evita infectarea cu noul coronavirus. Este vorba de a stabili perimetre în care să circule, zone unde să se oprească față de vânzători. De asemenea, comercianții vor trebui să-și acopere produse în așa fel încât să nu fie contaminate. Deci sunt măsuri pe care le luăm, dacă este nevoie, și de pe o zi pe alta, în așa fel încât să sporim gradul de siguranță al cetățenilor care vin în piață. Autoritățile din Râmnicu Sărat precizează că operatorii de taxi își vor putea desfășura activitatea doar dacă își vor dezinfecta după fiecare cursă mașina și vor transporta maxim 2 persoane. Taximetriștii vor fi verificați de oamenii legii și reprezentanții primăriei. De asemenea, asociațiile de proprietari vor fi verificate dacă au achiziționat atomizoare și dacă realizează zilnic dezinfecția pe scările de bloc.